Pregătește-te pentru surprize savuroase. Lidl îți aduce un cooking show pe gustul tău. Lidl, meriți să fii surprins. Bun venit pe la noi, e o plăcere. Să rămână bine, v-am găsit, mulțumesc frumos. Ce faci, Mihai? Bine, tot ok, ne pregătim de curse. Care este mâncarea care îți aduce aminte de, nu știu, un moment important din viața ta? La mine, în afară de faptul că este importantă alimentația, sunt și foarte superstițios. Și, spre exemplu, înainte de meciurile de box, chiar dacă aș fi putut mânca și altceva, întotdeauna mâncam spaghete cu sos de roșii. De ce? Ai făcut odată treaba asta? Sunt și bune, da. Dar și faptul că mi-a mers bine, nici măcar nu am încercat alte paste, doar cu sos de roșii. Câte victorii ți-au adus pastele cu suc de roșii? Multe. Nu știu de ce. De multe ori am impresia că bărbații, poate fiindcă sunt mai puțini care gătesc decât femeile, cred că vor să arate că pot să facă asta foarte bine. Și am văzut că le iese de multe ori. Da, am emoții mai mari decât la un meci de box, dar sper să trec peste ele și să fac o mâncare bună. Voi pregăti ceva super bun. S-ar putea să am talent la bucătărie, dar dacă n-a fost nimeni să vadă. Sper să îi super surprind prin mâncarea bună pe care o pregătesc. Șef, de-abia aștept să ne întâlnim, să gustați din mâncarea super pregătită de mine. Florin, farfurie de aur. E altă. De aur. E altă. De aur. Aici. Pentru... Este? Pentru. Uite ce frumos reflectă aurul în... Ia, cloșul de platină. Ia uite. Să știi că arată bine așa. Stai să te uiți. Da. N-arată rău deloc. Foarte bine. Ia, mă. Gorgonzola Roquefort. Ceva? Oh, ei! E, băi, italiene. Băi, și paharul cu vin roșu. Unde-i, mă? Da, antipasto? Unde-i, mă, paharul cu vin roșu? Cine să-ți facă, mă, un antipasto? Nu știu, că e tare. E direct de la Wine Bar. Copa. Bună, Copa. Acolo din gură. Bun. Bam, par cu vin acum. Nu-i, mă, Copa. Vă îți dai seama cât s-a chinuit să le scoată din bărcan. Păi asta ce e, mă? Ăla e Copa, dar de unde? De la mine, vrei? De aici. A, eu n-am sala. Eu n-am Copa. Vrei face vreau schimb? Și eu Copa, da. Ia, dă-mi și mie. Ia. Ia. Băi, uite cât îți dau eu, cât îmi dai tu. Băi, alo. Noi suntem la Mijelic, într-adevăr, dar cine l-a făcut? Da, că e de mâncat și de băut acum. Cine l-a făcut? Nu știu. Cine a făcut ce? Mijelic. Italian. Somelier, mă. Dar nu ne-a dat. Bravo, dacă, dar ne dădea și un par cu vin dacă era somelier. Mă, ce la eu artigian. Hai să votăm. Bun. Bă, bun, ce vrei. Mi-a plăcut pofta. Bună seara! Bună seara, bună seara! Ce bună seara. Onoare! Mulțumesc și pentru mine la fel, îmi pare bine să bine ai venit! Ce onoare, nene! Mamă, ce surpriză, măi, campion mondial la box! E un gentleman, îmi place foarte mult de Mihai Leu, îmi place foarte mult atitudinea lui, îmi place foarte mult de el ca om, ca persoană, ca sportiv. Prima oară când gătiți? Cam da. Serios? Soția mea este italiancă, de asta oarecum. Da. Oh, ce tare. Și așa, mai spre seară, când mai ne plictisim, eu sunt cel care prepară acest fel de mâncare. Ce faceți? Cum sunteți? Bine, totul în regulă, mulțumesc. Sănătos, voinic? Da, Doamne ajută, ne pregătim de curse, tot ok. Deci cu acum la curse, dar mai întâi puțin box. Da, da. Mai întâi puțin box. Mai întâi puțin box. Și oricum, boxul rămâne pe locul 1. Normal. Toată viața. Bătaia doare? Să știi că niciodată în ring, chiar dacă, nu știu, am luat pumn de multe ori chiar foarte dur. Așa, da. Dar niciodată nu te gândești la asta că te doare. Da, știu, nu. Singurul lucru, te gândești că
s-ar putea să pierzi dacă mai iei lovituri din astea. Cum v-ați apucat de box? Așa, ca întotdeauna în viață, cred că există întâmplarea, nu știu, poate fericită. Eram la tenis de câmp, aveam un băiat care era mai vechi acolo, a vorbit destul de urât cu mine, a trebuit, deși aveam 9 ani pe atunci, l-am bătut, mi-a fost frică, antrenorul era plecat și toți îmi spuneau, bine, el era cam cel mai bun de acolo și spuneau, wow, când vine antrenorul să vezi ce-ți face, să vezi ce se întâmplă, și am plecat și am ajuns la box. Am fost un copil destul de neastâmpărat. Bunicul meu, brăilean, și Brăila, practic, era în România cumva cel mai puternic centru de box, adică în Brăila boxul era foarte iubit, era sportul numărul unu. Bunicul meu îmi povestea foarte mult despre box, m-a dus la box. Bine, oricum a fost așa destul de ciudat la mine, fiindcă eram de mic așa foarte slăbuț, nu mă vedea nimeni ca pe un viitor boxer, dar mi-a plăcut foarte mult. Care a fost meciul cel mai greu? Meciul în care am devenit campion mondial. Bine, din punct de vedere tehnic n-a fost neapărat cel mai bun meci al meu, dar a început repriza a cincea. Normal, în box există niște reguli, așa să zic, foarte importante, adică el care mă bătea repriză de repriză trebuia să atace cumva să-și termine ce-a început. Și cred că mi-a văzut privirea, m-am uitat în ochii lui și a făcut pas înapoi. Nu și, da, și în secunda aia am fost convins că voi câștiga. Și trecerea la automobilism, cum a fost făcută? De ce? Cei care mă cunosc de mic spun că la box am ajuns întâmplător. Practic, trebuia de la bun început să fiu pilot de curse, dar bineînțeles că nu îmi pare rău și, sincer, iubesc boxul mai mult decât mașinile, dar câteodată așa este viața și trebuie să ai puterea să te adaptezi. După ce am stabilit împreună cu antrenorul meu, împreună cu managerul meu, că va trebui să am o perioadă de pauză, să încercăm să... Am fost din nou operat și am venit în România și toată ziua mă jucam pe PlayStation, okay. Nu făceam nimic și cumva nu-mi găseam locul. Oricum, cred că pentru orice sportiv care renunță la activitatea sportivă, este o perioadă foarte grea atunci când se oprește și nu-mi găseam locul, nu știam în ce direcție să o apuc, nu știam ce să fac și mi-a spus un prieten că cei de la Ford România au adus 5 mașini de curse. Okay. Și atunci am sunat, i-am întrebat dacă îmi dau și mie o mașină să merg cu ea, au spus da și așa am ajuns să merg la curse și prima cursă am luat locul 1 la Cupa Ford. Ce și a fost așa un, să zic, un impuls foarte puternic care mi-a dat mult curaj. Da, mai făcusei chestia asta înainte sau... Tata a fost campion național de automobilism și practic nu credea nimeni că eu voi ajunge boxer, că nu, da, 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 n-a fost nimeni din familie, toți mă vedeau în mașina de curse. Până la urmă te vedem noi la bucătărie, adică... Dar că... Așa... Câți te-au văzut bucătar până acum? Păi nimeni, numai soția mea. Vă mulțumim foarte mult pentru mâncare. Și eu vă mulțumesc. Eu aveam poftă de asta, chiar aseară am vorbit, că ne-a adus cineva niște anghinare și zic, domne... Da, mergeau și niște anghinare. Niște da. Anghinare, niște dovlecii de amarinare. Zic, ok, uite așa, cu pecorino, cu zic, cu roșii de alea uscate, cu niște prosciutto, popa, bresaola, chestiile așa, par cu vin roșu. Superb. Vinul, da, și vinul roșu. Facem și o poză împreună. Oh, facem, mare drag. Merge și un vin roșu bun. Merge. Sunteți sigur că vreți să mai dedicăm? Nu cred că e cazul, nu? Oh. Nu? Hai că bine, poate să vă arate Sorin. Pe oară. Mulțumesc. De bun, mă. Hai să votăm. Ah, da. Hai, foarte bun. Bă, bun, ce vrei? Mi-au făcut pofta. Da. Nu mai fi zoi, mi-au făcut pofta. Băi, nebunii la cap. Bă. Asta e pentru prieteni. Mulțumesc mult pentru... de tot. Persoane dragi nouă. Pofta ce am poftit. Mulțumesc. Vă admirăm foarte mult. Și eu vă mulțumesc mult de tot. Domnule, am dat mâna cu Mihaileu. Să vedeți, s-a filmat.
A filmat, da? Să stai de vorbă cu un campion mondial la box, wow. Așa nu pare vreun bătăuș, știi? Păi mă, nu pare. Dar să te ferească Dumnezeu. Mulțumim mult, domnul Mihai. Pace cu submarinul. Mulțumim încă o dată. Mulțumim frumoasă și sănătate. Mi-a făcut plăcere. Nu mai vine. Mulțumim mult. Nu mai vine. Mulțumim din suflet. Mihai Leu este unul dintre oamenii cărora eu aș face o statuie. Spun sincer. Chiar e un model. Desert! Desert! Șef la cuțite. Cooking show-ul tău preferat. Ți-a fost servit de Lidl. Meriți să fii surprins.